Stella și astăzi voi pregăti niște pancakes sau blinele americane sau glădite americane, cum vreți așa le spuneți. La ce m-am gândit eu, am niște banane pe care sunt foarte coapte și copiii mei nu le iubesc să le mănânce așa când sunt foarte coapte și m-am gândit să fac o rețetă cu ele și mi-a venit ideea de aceste blinele. Deci mai întâi am curățat bananele pe care cu blenderul acuș am să le zdrobesc. Rețeta exactă cu cantitățile exacte care le folosesc la aceste blinele am să las la descriere. Acum vă arăt exact pașii cum eu le fac, dar cantitățile le găsiți la descriere. Deci acum am să adaug niște iaurt grecesc pe care îl voi incorpora în banane. Care adaug lapte fierbinte. Laptele l-am fiert, avem nevoie de el fierbinte. Peste el adaug untul. Acum vom incorpora în compoziția de banane laptele fierbinte cu untul. Vom mesteca până untul se va topi bine. Apoi vom adăuga restul de ingrediente. Acum am să adaug un praf de copt și făina. Cum observați, n-am adăugat ouă pentru că bananele pot înlocui ouăle cu succes. O să vedeți rezultatul final. Zahăr n-am pus că bananele avem dulci și le vom servi cu glazură de ciocolată, care ciocolata iarăși este foarte dulce. De-aia nici nu folosesc zahăr în rețetă. Și acum incorporăm atent făina ca să fie foarte bine omogenizată. Cum observați, aluatul are o consistență ca smântâna, un pic mai gros sau eu zic că este ca o smântână groasă. Și acum o să mergem cu el la tigaie. Și acum le punem în tigaie. Eu le fac fără ulei. Avem doar un pic de unt în aluat. Vreau să le fac să fie cu foarte puține grăsimi. Și le prăjim pe ambele părți. Focul l-am dat încet ca să reușească să se facă foarte bine. Acum am să vă arăt cum vom servi noi aceste blinele sau clătite. Deci am topit o ciocolată, am făcut o glazură. Și le ung așa pe fiecare. Am să le punem în strat. Punem și ultimul strat. Așa. Și peste ele am să pun și căpșuni pe care au stat la frigider cu zahăr. Sunt dulci și ele. Aranjăm căpșunile. Exact ce am avut prin casă, cu aia le-am făcut acest desert. Este foarte repede. Ca de obicei, toate rețetele eu le fac cam cu ce găsesc pe moment în casă. Din alea mă inspir, mă uit ce produse am și din alea gândesc ceva să fac. Sper ca rețetele mele să fie o inspirație și pentru dumneavoastră. Și la sfârșit am să adaug și niște mes de nucă. Și așa copiii mei le vor servi cu drag. Deci așa arată clătitele noastre americane sau pancakes sau blinele americane, cum doriți așa le ziceți. Nouă ne plac foarte mult, se fac foarte repede
Și cum ați văzut, nu e nimic complicat la ele. Vă mulțumesc că ați fost și de această dată alături de noi și vă așteptăm și data viitoare.